Revenind la probe, la ora 9, probele încep pe data de 5, repet, probele din cadrul evaluării naționale. În momentul în care în fiecare sală se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor în sală este permis până la ora 8:30. Noi vom avea în județul Neamț 112 centre de evaluare. O precizare pe care cred că este necesar să o fac este că elevii vor fi așezați în bănci, câte unul, în ordine alfabetică, pe fiecare centru, de regulă 15 într-o sală de examen. Așa cum am spus, timpul de lucru este de 2 ore, iar 15 minute, în afară de cele 2 ore, este alocat pentru completarea datelor personale ale fiecărui elev. Da. După care urmează timpul de lucru. Tot ca o noutate și de aceea ținem în mod deosebit să organizăm țiplă această simulare la evaluarea națională, este faptul că lucrările vor fi evaluate, vor fi scanate, încărcate și transmise într-o platformă, în sala de curs, sub privirile elevilor și automat vor fi preluate în acea platformă. Deci evaluarea va fi computerizată. Nu știi cine preia, de către profesorii evaluatori din alt județ. Noutatea care nu vor avea lucrările fizic. Nu vor avea lucrările fizic. Scanate, repartizate, computerizat. Am înțeles acum. Și că vor prelua. Un cadru didactic evaluator va evalua maxim, de regulă, așa se scrie procedura, de regulă 50 de lucrări, iar o lucrare va fi evaluată de către 2 profesori evaluatori. În cazul în care există discrepanțe între la notă, pentru că și acesta a fost un subiect de discuție în fiecare an, lucrarea respectivă va fi reevaluată de către alți 2 profesori evaluatori.